Stimați prieteni, vă invit la cea de-a 93 ediție de analize economice, un proiect comun IRIS Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina noastră oficială. Astăzi noi avem ultima zi din primul trimestru anului, să zicem așa, iarna nu doar după anotimpuri, dar și iarna după temperatură practic a plecat, sezonul de încălzire s-a încheiat. De ce am zis să revenim la un subiect, de ce să spun că revenim, am mai discutat odată, exact în ajunul crizei, când îi zic criza energetică, exact în ajunul când s-au început a majora prețul la resurse energetice în 2021, în toamnă, noi am început cu o analiză economică privind piața gazelor, de fapt, sectorul energetic și a gazului în mod special, iar acum au trecut 2 ani de zile, cea mai grei ani din viața noastră, o an și jumătate, am avut cel mai puternic șoc energetic trăit din noi vreodată, deci am zis, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în ramura gazului natural în Republica Moldova, la importuri, la preț. Nu pretind că voi vorbi toate lucrurile, cred că subiectul gazului va fi încă mult timp pe agenda noastră, în special contractele stabilite ultimul timp și forma aceasta netransparentă prin care au avut loc, cred că vor trezi multe discuții în continuare, dar astăzi vreau să lansăm anumite cifre care să fie ca o sursă pentru cei care vor să facă analiza. Primul lucru care trebuie să facem, prima constatare, în anul 2022 și în mod special în sezonul 22-23, că acum și-a voi da și cifrele acestea, am avut cel mai mic consum și import de gaze naturale. Vorbim doar de dreapta Nistrului, stânga Nistrului. Noi examinăm din două motive. Primul motiv, din păcate, este un teritoriu necontrolat și acolo au tot alte prețuri la gaz. Când zic alte prețuri, ei nu plătesc nimic pentru gazul importat, iar pentru populație, populația plătește în banii noștri ceva la nivel de 1,20 lei pentru un metru cub de gaz. Consumul adânc nu s-a redus când noi le-am dat lor gaz fără nicio problemă. De aceea stânga Nistrului eu nu o examinez, doar partea dreapta Nistrului. Deci noi în anul 2022, estimativ, am avut un consum de 860 de milioane de metri cubi de gaz, ceea ce este minimul din cel puțin 30 de ani de zile de la independență și cred că numai puțin de vreo 50 de ani de zile. Chiar din curiozitate voi încerca să caut date să văd când Republica Moldova a avut un consum atât de mic de gaz, dar cu certitudine în precedente 50 de ani n-am avut așa ceva. Deci am avut un consum extraordinar de mic și acest consum s-a datorat în mare parte consumul mic din trimestrul 4 din anul trecut și trimestrul 1 din anul acesta, anul acesta de fapt nu în date, dar am luat un alt indicator care este consumul de gaz perioada rece anului. Deci vreau să reamintesc că Republica Moldova are un consum destul de echilibrat, poate nu e cuvântul potrivit, dar destul de diferențiat pe perioada rece și caldă anului. Noi consumăm gaz în cea mai mare parte de oameni, nu avem practic economie care să funcționeze. Noi consumăm gaz pentru populații care se încălzesc, pentru întreprinderile din sectorul energetic care produc căldură și energie electrică. În acest motiv, noi energia noastră o producem cel mai mult iarna, vara practic nu producem nimic și la noi majoritatea consumului are loc pe perioada rece anului. Și dacă ne luăm în trimestrul 4 și trimestrul 1 al anului sau pentru iarna 2018-2019 și fiecare an, dacă observați la noi consumul de la 800 până la 900, până la aproape 1 miliard de metri cubi sau 1000 de milioane de metri cubi de gaz și doar în acest an am avut un consum aproape de ori mai mic. Acest consum redus s-a datorat la doi factori de bază. Prima, am avut condiții climatice și destul de bune și doi, sezonul de încălzire s-a început mai târziu, l-am terminat mai repede și plus am avut un consum, să zicem, mai econom. Sper că aceștia sunt doi factori și nu mai este vreunul secret despre care vom afla cândva cu foarte mare surprindere. Dar cert este că noi am avut un consum redus de gaz, lucru care ne permit să salvăm anumiți bani de import. Ce am eu în vedere? Dacă ne uităm atent, până în anul 2005, Republica Moldova plătea pentru importul de gaz între 80 și 90 de milioane de dolari. După aceasta, în fiecare an, după aceasta am crescut în 2012-2013 până la 400 de milioane de dolari atunci când a fost prima criză, apoi prețurile s-au dus în jos și în 2000
21, noi am plătit pentru gaz, 2020 am plătit pentru gaz 170 milioane de dolari. Cifre care acum nu ne putem imagina. În acest an, în 2022, putem spune că estimativ pentru importul de gaz am plătit 720. Cred că cifra este puțin mai mare, din simplu motiv că noi pentru ultimul trimestru și primul trimestru din 2023 avem datele la Moldova Gaz, dar în afară de Moldova Gaz noi mai avem câțiva importatori micuți, ei nu schimbă mult cifrele, ele pot crește undeva cu vreo poate 10-20 de milioane de dolari. Deci am avut 720 de milioane de dolari, iar sezonul iarna 2022-2023, adică trimestrul 4 de anul trecut și trimestrul 1 de anul acesta, am avut 500 de milioane de dolari în plătit. Dacă ne uităm atent, această sumă de 500 de milioane de dolari este echivalent cu suma de anul trecut. Ceea ce diferențiază situația este că în prezent am avut un consum de aproape 2 ori mai micuț. Altfel spus, dacă nu era iarna caldă și dacă nu făceam economie, în această iarnă noi trebuie să plătim pentru importul de gaz undeva vreo 900 de milioane de dolari. Deci noi am reușit să economisim cel puțin vreo 400 de milioane de dolari. Oricum, în trimestrul întâi noi avem cel mai mare import din toată istoria noastră, 300 de milioane de dolari într-o singură trimestru. Asta este suma care noi înainte o plătim pentru 2 ani de zile de import de gaz. Prețul la gaz. Prețul gazului de import. Am dat un singur grafic, de sub am dat cifrele, deci am luat două cifre ca să arătăm corelația. Deci avem cât am plătit noi pentru gaz și care a fost prețul mediu plătit de consumatorul din Uniunea Europeană pentru importul de gaz. Deci nu vorbim doar de gazul la bursă, dar inclusiv și gazul contractual. Dacă ne uităm atent, despre aceasta am vorbit, acum avem cifrele noi, dacă ne uităm atent, Republica Moldova până în anul 2005 plătea pentru gaz mult mai ieftin decât media europeană. S-a ajuns la o diferență de până la 4 ori. După aceasta, Federația Rusă a insistat ca noi să plătim pentru gaz prețul european și începând cu 2010 până în anul 2020, la noi prețul la gaz a fost unul cu cel echivalent cu cel de Uniunea Europeană. Când spun prețul la Uniunea Europeană, trebuie să fac o mică remarcă. Eu am luat prețul mediu lunar și l-am ponderat la consumul nostru. Altfel spus, eu am luat prețul european cât am fi plătit noi dacă importam gaz, ținând cont de consumul nostru, din Uniunea Europeană. Dacă ne uităm atent, din 2021, noi am avut perioada 2017-2020 când noi am plătit de multe ori mai scump decât era prețul mediu european, dar media totală a fost egală, dar în 2021 noi am plătit 312 dolari pentru 1000 de metri cubi, media anuală. Media europeană a fost 580, iar în anul 2022 estimativ am plătit 837 de dolari, cifra exactă încă va fi mai târziu când vom avea datele exacte, dar aproximativ 837-840 dolari în condiția în care media europeană a fost de 1460 dolari. Altfel spus, noi anul trecut 2 ani de zile, chiar dacă am avut cel mai mare preț, chiar dacă formula nouă este una proastă pentru noi, totuși prețul la gaz plătit de noi a fost cu mult mai mic decât prețul mediu european. Interesant este că facem analiza pe trimestre. Din ce cauză? Din cauza că situația este devine foarte interesantă. Haideți să ne uităm pe trimestre. Uitați-vă, în anul 2019-2020 noi am plătit pentru gaz mai scump decât era prețul mediu european. Uitați-vă, trimestrul 2-2020 noi plăteam 167, mediu european era 65. Vă aduceți aminte atunci scandal în presă, de ce noi plătim pentru gaz așa de scump când toată Europa plătește asta media 65 dolari. Erau unii care plăteau cu mult mai ieftin. Dar aici trebuie spunem un lucru. Da, noi era perioade când plăteam mai mult, dar dacă luăm media 2017, 2018, 2019, 2020, atunci în unele trimestre noi plăteam mai mult, în unele mai puțin, până la urmă prețul mediu a fost mai mult sau mai puțin același. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi având contracte de lungă durată, de multe ori ne uitam peste gard că consumatorii din Europa aveau gaz mai ieftin, la noi prețul era mai stabil, acolo prețul fluctua mai tare. Cred că într-un viitor apropiat noi trebuie să ne apropiem de condiția în care 70% din gaz îl vom procura pe contracte, 30% îl vom procura la bursă, în felul acesta să fim și noi mai flexibili. În anul 2021 a început să crească diferența, în trimestrul 2, vara,
Știți că noi acolo plătim altă formulă. Practic, prețul la gaz procurat din Moldova a fost egal cu cel de peste hotare. În 2000, în trimestrul 3 a apărut o diferență foarte mare, dar noi atunci consumăm foarte puțin gaz. În trimestrul 4, prețurile aproape s-au apropiat și trimestrul 1 în acest an avem o situație neplăcută, unde prețul mediu la gaz procurat de noi este de 1096 de dolari, iar prețul mediu european estimativ, el este mai mic, dar eu am luat o cifră estimativă deoarece sunt datele doar pentru prima lună și pe următoarele luni avem tendință, dar am considerat, am luat pe o prognoză, deci va fi maxim 700 de dolari. Altfel spus, noi în primul trimestru anului 2022 plătim pentru gaz cu cel puțin 50-60% mai scump decât plătește consumatorul european. De fapt, când avem cel mai mare consum de gaz, noi, din nefericire, plătim gazul mai scump. Și aici vreau să spun trei cuvinte. Da, este greu să învinovățești autoritățile noastre că am luat un credit de 300 milioane de euro și am cumpărat gaz scump. Nimeni nu știa atunci, în toamnă, când s-a luat decizia de a procura gaz, ce va fi, care va fi prețul, ce se va întâmpla cu Federația Rusă, cum va fi iarna, care va fi consumul nostru. Dar două lucruri, totuși trebuie de răspuns la întrebările aceștia, sper că noi vor fi subiect de discuție. 1. Din ce cauză s-a decis ca stocurile de stat să fie gestionate de un monopolist care are o istorie, să zicem așa, dubioasă? De ce cauză nu s-a făcut licitație? Și doi, dacă totuși s-a decis pe un consumator monopolist, cum este Energocom, din ce cauză s-a evitat bursa, s-a evitat oferta publică de cerere de gaz și s-a mărs pe niște scheme și formule care cred că încă mult timp va trebui să le discutăm. Deci asta este întrebarea. De la cine am cumpărat gaz? Cum am cumpărat gaz? În ce condiții am cumpărat gaz? Unde îl păstrăm la gazul acesta? Care sunt condițiile de păstrare? Și cel mai important, cine ne-a împiedicat noi, pe noi, să fim în conformitate cu bunile practici ale Uniunii Europene, cu bunile practici ale comunității energetice? Cine ne-a împiedicat pe noi să fim o țară civilizată în sfârșit și să nu lucrăm mai departe cum am lucrat tradițional, cu pe sub masă, cu mișmașul și cu toate aceste lucruri care sunt o rușine pentru noi și să nu spunem de daunele financiare care au fost aduse. Deci tot ce trebuie să calculăm noi acum, care sunt daunele financiare de care le suportă Republica Moldova, o parte din aceste daune cred că pot fi explicate prin riscuri și prin incertitudini și sunt plățile care noi le plătim pentru riscul care l-am avut noi, dar o parte cred că este ține de netransparență și această formă dubioasă de a încheia contracte. Și ce vreau să arăt totuși partea optimistă. Dacă ne uităm atent, până în anul 2020 s-a respectat o corelație destul de bună dintre prețul la gaz și la prețul la produse petroliere. După aceasta, în 2021, noi am schimbat formula de calcul și, vedeți, s-a rupt orice corelație. În 2022, prețul la gaz, în general, a devenit cu mult mai scump decât dacă îl raportăm la prețul la produsele petroliere. După mine, prețul gazului în 2022 a avut un comportament, să zicem așa, atipic, ca să nu spunem anormal, dar atipic, lucru care cred că este istorie și noi ne vom aduce aminte acest an și cel mai probabil 2023 va fi un an de surpriză când prețul la gaz va reveni normal. Deci acest preț mare de gaz care noi l-am dat, această formulă de procurare a gazului într-o formă neclară de noi, evident s-a răsfrâns asupra tarifului. Ce avem în rezultat? Tariful în 2020, în luna noiembrie, de fapt până în 2021, luna noiembrie, tariful la gaz a fost 4,64 lei. Deci în 2021, luna noiembrie, timp de o an de zile, am avut 5 majorări de tarif, ajungând la 29 de lei, 27 de bani. E mult sau e puțin 29 de lei și 27 de bani. Am luat cât e tariful la gaz la cele mai mici tarife la gaz. În Comunitatea Europeană, dumneavoastră vă dau sursa, vedeți, acolo se dă în kilowatts pentru prețul în euro, cenți, kilowatts. Eu am transformat aceasta în metri cubi și după cursul valutar din luna februarie. Datele sunt pentru luna februarie 2023.
Astfel, în luna februarie, în anul 2023, sunt cel puțin 15 țări din Europa unde prețul la gaz este mai mic ca la noi. Aici eu n-am luat Kazakhstan, n-am luat Belarus, n-am luat Rusia, la care prețul este mult mai micuț, acum și voi spune din nici cauză. Kazakhstanul produce singur gaz, în Rusia și Belarusia nu putem spune că este o piață de reglementată. Acolo prețul la gaz este format altfel. Am să dau pur și simplu ca referință acum și vreo două cifre, dar în mare măsură, dacă ne uităm, Moldova a plătit pentru gaz în luna februarie, dar de fapt toată iarna aceasta, 29 de lei și 27 de bani pentru un metru cub de gaz, ceea ce este mai mult decât media europeană de 26 de lei și 72 de bani și mai mult decât prețul în Uniunea Europeană care a fost de 27 de lei și 91 de bani. Altfel spus, cea mai săracă țară din Europa a plătit pentru un metru cub de gaz mai mult decât media europeană. Mai mult decât în Marea Britanie, decât Italia, țările acestea, cine ziariștii care vor avea timp, luați sunt datele și puteți face pe toate țările. Eu am considerat cel mai important, au 10 țări. Luxemburgul 20 de lei, Estonia 20 de lei, Lituania 19,70 lei, Polonia 14 lei, 15 lei, România 13,40 lei, Slovacia 13 lei, Ungaria 5,36 lei, Ucraina 4,34 lei. Haideți, Ungaria și Ucraina nu ne luăm în considerație, luați toate celelalte țări și observați că sunt cel puțin 10-15 țări în Europa unde prețul este mai mic decât la noi, iar media din Uniunea Europeană, nu spun doar din Europa, este tot mai mic decât Republica Moldova. Și Republica Moldova a avut performanță să plătească pentru gaz mai mult. Dar asta, fiți atenți, este prețul la gaz, nu ne luăm la salariu. Și aici următorul indicator este accesibilitatea gazului. Ce înseamnă accesibilitatea gazului? Câți metri cub de gaz pot procura pe un salariu mediu? Eu am luat salariul mediu pe sezonul de încălzire, l-am luat din anul 95-96 până în prezent. Dacă observați, în anul 2020-21, în sezonul de încălzire 2021, noi am putut procura pe un salariu 1581 de metri cub de gaz. În acest an, puterea noastră de cumpărare a scăzut de 5 ori. În sezonul de încălzire 2022-2023, cetățenii Republicii Moldova au putut procura 321 de metri cub de gaz pe un salariu mediu. Aici trebuie să o spunem că a mai fost compensată din partea statului, așa că putea zice că suma este, volumul este ceva mai mare, mai puțin decât 321 cât am avut în 2022-2023, am avut doar într-un singur an, în 99-2000, când pe un salariu mediu a putut fi procurat 303 metri cub de gaz. Deci ați văzut că prețul la gaz în Republica Moldova este mai mare decât media din Uniunea Europeană, mai mare decât în cel puțin 15 țări din Uniunea Europeană, dar evident întrebarea care este la dumneavoastră este dar cât gaz poate fi procurat de un salariu. Deci am luat, iarăși nu am luat toate țările, am luat, am ușor să vă spun care țările am luat, deci am luat țările unde e cel mai mult gaz poate fi procurat din salarii, am luat țara care are cel mai scump gaz și prețul țărilor. Cert este una. Cetățenii din Republica Moldova au fost cei mai nenorociți în această iarnă. Deci puterea lor de cumpărare a fost cea mai mică din toată Europa. Nici într-o țară nu există. Aici n-am pus trei țări în Kazakhstan. Pe un salariu pot fi cumpărate 9.200 de metri cub de gaz, în Rusia și Belarus câte 8.500 de metri cub. Dar, după cum am spus acolo, prețurile sunt formate puțin altfel. Deci, eu doar vă informez. În Kazakhstan, cine să întrebe, 9.200, în Rusia și Belarus câte 8.500 de metri cub. Haideți să ne uităm. Luxemburgul. El are unul din cele mai mari salarii din Europa și, după câte ați văzut, Luxemburgul, care are un salariu de peste 10 ori mai mare decât Moldova, gazul era mai ieftin decât Moldova. În consecință, ei au fost cei mai fericiți în această iarnă, putând procura 4.000 și aproape 300 de metri cub de gaz pentru un salariu. Pe locul 2 este Ungaria, la dâns salariul nu este mare, în schimb, gazul a fost foarte ieftin și în felul acesta ei au aproape 3.800 de metri cub de gaz pe un salariu. Elveția, gazul este relativ ieftin, a fost salariul foarte mare, 3.000. După aceasta, majoritatea țărilor sunt de la 1.500 până la 2.000, deci majoritatea țărilor din Europa se încadrează între 1.500 și 2.000 de metri cub de gaz pe un salariu. Deci în Republica Moldova a fost posibil de procurat în mediu cam de vreo 7 ori mai puțin decât în orice țară din Uniunea Europeană. În Ucraina 1.400, acolo gazul a fost foarte ieftin, de salariu micuț și 1.400. În România gazul
relativ ieftin, salariu mai mare, 1290 de metri cubi. Una din cele mai proaste situații este în Suedia, din simplu motiv că la ei salariul este foarte mare, dar Suedia este țara cu cel mai scump gaz, 64 de lei banii noștri pentru 1 cub de gaz, care este cu mult mai scump decât orice altă țară. Deci ei sunt cu mult mai scump. Și Republica Moldova, 320. Deci chiar Suedia, care este într-o situație cu cel mai scump gaz, de 3 ori mai mult ca noi. Concluzia este în felul următor. Dar Republica Moldova a trecut prin cel mai mare șoc. Lucrul care puțin ne-a salvat a fost că noi am consumat aproape 2 mai puțin. Am cheltuit în sezonul acesta de încălzire 500 de milioane de dolari pentru importul de gaze. Republica Moldova a avut un tarif la gaz și are în continuare un tarif la gaz care este mai mare decât media din Uniunea Europeană și mai mare decât în cel puțin 15 țări din Europa. După accesibilitatea gazului, Republica Moldova se află la cea mai proastă situație din istoria sa. Doar în 1999-2000 am avut așa o situație proastă, iar cât privește comparativ cu alte țări europene, nu există nici o țară care măcar pe alături să fie ca noi. Deci noi am avut o situație extrem de proastă și este determinată, pe de o parte, de dependența noastră de o singură sursă, iar pe de altă parte, cred că există și o explicație de modul acesta răsăritean, ca să nu folosesc o altă sintagmă, de a duce afacere, de a face contractele într-un mod netransparent și noi așa, cu țărăita, începem a afla ce s-a întâmplat de fapt și cine știe într-adevăr ce s-a întâmplat, cred că m-am aflat peste câțiva ani de zile. Asta am vrut să vă spun pe astăzi. Sunt sigur că subiectul gazului încă mult timp va fi în spațiu public, dar acum sper că aceste cifre vor fi o sursă de meditație pentru multă lume și mi-aș dori foarte mult ca subiectul gazului să nu dispară de pe agenda noastră, dar să-l investigăm, să-l ducem până la capăt și să învățăm lecția ca altă dată să nu repetăm anumite lucruri care sunt regretabile. Vă mulțumesc până data viitoare!